Clădirea Catedral Plața din București va putea fi demolată doar bucată cu bucată. Asta au decis inginerii. Procedura va dura un an. Sistemele de demolare prin implozie sunt excluse, deși sunt mai ieftine. Acestea pot afecta structura de rezistență a clădirilor din jur și mai ales a Catedralei Sfântul Iosif. Pentru a pune la pământ blocul Catedral Plața, demolarea prin implozie nu este o variantă. Specialiștii spun că pentru clădirea de 19 etaje din centrul capitalei există o altă metodă. Și anume o demolare mecanizată, practic să demolăm în ordinea inversă construirii ei, bucată cu bucată, începând evident de la ultimul etaj. Se începe prin montarea unor macarale turn, apoi se montează niște sisteme de protecție, protecție plase pe fațadă, protecție antipraf. Tot la început vor fi scoase toate geamurile clădirii, apoi întreg șantierul va fi deasupra clădirii, pe acoperiș, la 75 de metri înălțime. Acolo echipe de muncitori cu mini-excavatoare vor rupe părți din clădire de la exterior către interior. Toate vor fi coborâte bucată cu bucată cu ajutorul unor macarale. Fiecare etaj va fi demontat separat. Același sistem a fost folosit și pentru a demola turnul Basarab, unde se testau ascensoarele din Palatul Parlamentului, o clădire înaltă de 115 metri cu 23 de etaje. Procedura asta de demolare este aceeași fie că vorbim de 8 etaje, fie că vorbim de 19 etaje. Pentru noi, ca și constructor specializat, lucrarea asta nu este una dintre cele mai dificile. Nu ar trebui oprită circulația în zonă. Există spațiu de manevră, să spunem, suficient. Alte soluții de demolare, chiar dacă sunt mai ieftine și mai rapide, sunt total nepotrivite pentru Catedral Plața, explică experții. Implozia, de exemplu, presupune folosirea unor materiale pirotehnice, astfel încât blocul să se prăbușească într-o parte aleasă de ingineri. Având o asemenea dimensiune, practic, atunci când ea va cădea, va genera un morman de moloz, o plăcintă, dacă vreți, care va fi mult mai mare decât amplasamentul clădirii. Da, este exclusă varianta asta. Tehnic nu este posibil. Tot prin implozie, blocul s-ar putea prăbuși pe verticală, dar nu este spațiu pentru așa ceva și, evident, o implozie ar genera și vibrații. Din cauza vibrațiilor ar putea afecta clădirile din jur. Varianta de demolare va fi aleasă de specialiștii pe care primarul Nicușor Dan îi caută acum. Cât despre costuri? 60 de milioane de euro a costat ridicarea Catedral Plața. Dacă în urmă cu 10 ani costurile pentru demolarea clădirii erau de 20 de milioane de euro, acum Nicușor Dan spune că va pune la pământ blocul cu doar 6 milioane de euro. De acord, că demolarea se face tot pe banii noștri. Dacă domnul Nicușor așa a hotărât, ce să facem? Banii noștri, hotărârea dumnealui. Să-i găsească utilitate, ar fi mai bine. Se pot organiza multe birouri, multe firme în această clădire. Experții cred că se pot găsi soluții și pentru a păstra clădirea. Strict din punct de vedere tehnic, ea se poate demola chiar până la un anumit nivel, adică până la un etaj care să-i permită, să spunem, armonizarea cu ceea ce este în jur. Sistemul de demolare bucată cu bucată a ajutat și la punerea la pământ a turnului J.P. Morgan din New York, pe locul căruia se va ridica un zgârie nori de două ori mai mare.